În episodul de tura trecută am început o serie pe care avem de gând să o continuăm acum. Și cum seria era împărțită în 10 exemple și de data trecută v-am prezentat 6 din ele, acestea sunt celelalte 4 cele mai ciudate mașini inventate vreodată. Numărul 4. Tasco 1948. Una dintre cele mai populare caracteristici ale lui Chevrolet Corvette și are rădăcinile într-un prototip obscur, asemănător unui avion, construit în 1948. Deși a treia generație, Vette este recunoscută pe scară largă ca fiind prima mașină de serie echipată cu un acoperiș în T. Sistemul a fost inaugurat de prototipul Tasco, unic al lui Gordon Burich și brevetat în 1951. Orificiile de ventilație de pe ambele părți ale grilei verticale direcționau aerul către radiator, iar roțile din față erau aproape complet acoperite de aripi direcționale din fibră de sticlă turnată. Capătul conic din spate al lui Tasco amintea de asemenea de un avion mic, dar caracteristica sa cea mai inteligentă era un acoperiș transparent care putea fi îndepărtat pentru a lăsa vântul să intre. Acest lucru nu se mai auzise în 1948. Burich fixase Tasco la intersecția dintre cupe și decapotabile. Numărul 3. Mașina extraterestră. Nu, nu vă înșală nici ochii și nici urechile. Ați auzit și vedeți bine. Mașina extraterestră. Sau cel puțin aceasta este descrierea pe care Mike Vettel i-a oferit-o acestei mașini care cu adevărat pare venită din spațiu sau din viitor. Spre deosebire de numele său, ITV-ul a fost de fapt construit de pe muntealul Mike Vettel la compania sa de personalizare a mașinilor din Florida, care se numește The Car Factory. Realizat prin îndepărtarea caroseriei unui Chevy Aveo și înlocuirea acestuia cu o carcasă futuristă, cu uși cu aripi de pescăruș, ATV-ul întoarce mai mult de câteva capete. În timp ce ATV-ul poate arăta ca parte din lumea extraterestră, din păcate nu se poate ridica la înălțimea numelui său și nu vă va transporta prin galaxie. În ciuda oglinzilor laterale sau a unei lunete din spate, Vettel a asigurat pe Gizma că ITV-ul său este certificat pentru utilizare rutieră, deoarece este înregistrat în Florida ca Chevrolet Aveo. Așa că este plăcut să știi că vei putea să arăți liniile nete de ale ITV-ului în afara garajului. Numărul 2. PLP 50. Unul dintre multele tipuri de micromașini care au devenit populare în anii 1950 și 1960. PLP-50 era un vehicul ultra-ușor cu un singur loc, cu trei roți, propulsat de un motor de motocicletă. Nu exista marșa arier la cutia de viteze cu trei trepte, dar greutatea redusă a mașinii de 59 de kg a însemnat că putea fi manevrată cu ușurință prin ridicarea din spate a mașinii cu mânerul prevăzut. PLP-50 a fost cea mai mică mașină de producție din lume și singurul care a urmat să fie castăruit în insula Man. Numărul 1. Reliant Robin. Reliant Robin a fost introdusă pentru prima dată în noiembrie 1973 și l-a înlocuit pe Reliant Regal. Proiectat de Ogle Design, Robin era propulsat de un motor cu 4 cilindri de 750 de cm cubi, răcit cu apă, care producea 32 de cai putere. Vehiculul avea o caroserie completă din fibră de sticlă atașată la un șasiu din oțel și avea o fereastră cu deschidere din spate, care a fost în curând o tendință de a fi folosită pe toate mașinile din întreaga lume. Acest lucru i-a permis lui Robin să folosească pe deplin interiorul ca spațiu pentru bagaje și cu scaunele din spate rabatate avea o capacitate de încărcare de aproape 10 metri cub. Cu scaunele din spate în uz, în spatele lor era o capacitate de încărcare de doar 3 metri cub. Așezat pe roți de 10 inci, Robin a fost primul vehicul cu trei roți Reliant care a fost echipat cu o bară antiruliu pentru a oferi o stabilitate sporită în viraje. Cam atât pentru astăzi, sperăm că v-a plăcut acest episod și până data viitoare nu uitați de like la acest video și subscribe la canalul nostru de YouTube. Pe curând!